Ați câștigat 7 titluri de campion cu Steaua. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? 7 mi se par puține la valoarea echipei care o avem în perioada aceea. Am pierdut niște campionate la milimetru de tușă. Am avut în Giulești odată și mi-aduc aminte un atac în out, fără blocaj, din centru, din zona 3. S-a dus și campionatul cu mingea. Și să vă spun, am avut un campionat în care am pierdut doar 5 seturi. Vă dați seama ce... Defilam așa și plus că 5 seturi și probabil în Cupa României au fost vreo 2 seturi pierdute. Deci în campionat defilam, am ajuns să defilăm. Iar cele mai ușoare meciuri erau cu Dinamo. Adică cele mai scurte, sub o oră. Cu cine vă băteați la titlu în acea perioadă în care ați activat pentru Steaua și cum erau finalele în acea vreme? Erau 12 echipe, se juca tur-retur, după aia aveam niște turnee, vreo 6 turnee până ne distanțam la puncte, se întrerupeau, eventual nu mai jucam ultimile 2, că nu mai avea rost. Și cu Dinamo. Dinamo, Baia Mare, avea foarte bună echipă. Baia Mare era mereu pe locul 3, după aia, spre sfârșitul carierei, a avut Craiova o echipă bună și au luat locul 2, mi se pare, da, au luat locul 2, Dinamo 3, e tragedie în voleiul românesc. Ați antrenat 4 sezoane, da. Steaua. Cum a fost acea perioadă? A fost destul de grea, pentru că am venit să... Am zis că salvez eu echipa, că sunt mare șmecher, nu știu ce. Am găsit niște băieți buni, talentați, tineri, fără 5 bani în buzunar. Știu că erau unii care coborau de 10 ori din tramvai ca să ajungă la antrenament. Mi se stingea lumina, n-aveam bunuri de masă, n-aveau cazare copiii. Era cam nașpa și ușor, ușor i-am adus pe linia de plutire. A trebuit să intrăm din primul an în divizia, am fost furați la Târgoviște, am avut un turneu furați ca pe vremea lui Nenicu. Și al doilea an ne-am calificat fără probleme din primele 2 meciuri. Cum apreciați evoluția actuală echipe în acest sezon? Joacă mult mai bine ca anul trecut. Adică sunt mai închegați, mai siguri pe ei, mai nu știu. Numai că, știi, acum... Noi aveam o vorbă când ajungeam la ultimile meciuri, așa, ziceam, băi, până aici a fost ușor, de mâine începe campionatul, știi, când aveai ultimile meciuri, ăla e, când te bați cu, pentru titlu, nu când bați pe nu știu care din deal și acum e, acum se vede valoarea echipei, știi? Unde se poate face diferența într-o astfel de finală care se poate întinde pe durata a 5 jocuri? Diferența se face la dorință, dorința de a câștiga, la tăria caracterelor băieților, nu la antrenor sau la conducător, la cei din teren care își doresc, trebuie să fie foarte tenaci băieții, că altfel așa și coordonatorul o să facă diferența. Steaua a câștigat în acest sezon toate meciurile acasă. Poate fi acesta un factor important? Sigur că da, sigur. Să țină tot așa, să câștige cele 2 meciuri de acasă și după aia, chiar dacă, dar nu cred că o să le pierdă pe amândouă la Galați. Dacă le-a câștigat pe amândouă de aici, nu cred. Sunt sigur că o să vină cu titlul de la Galați. Ce sfat le oferiți jucătorilor noștri înaintea acestei finale? Să fie limpezi la minte. I-am spus, de acum începe greu. Să fie limpezi, să se odihnească ca lumea. Ar fi bine dacă ar sta în cantonament. Noi stăteam în cantonament vreo 2-3 zile așa înainte. Ca să nu avem probleme cu lumea de din afară, știi? Acum depinde și de antrenor, de club, de cum își fac ei. Înainte erau alte chestii mai complicate, mai... Să se încălzească bine și să fie dârși, să fie hotărâți că ei sunt mai buni decât Galațiu.